Am vrut să mă băgă să fac. Si, si. Tăm, tăm. Hai, uva. Haide. Haide. Chiar dacă copilul își dorește un lucru, trebuie să punem în balanță pericolul și plăcerea. Bună dimineața! Bună dimineața, Gașcă! Bună dimineața! Salut, salut! Astăzi, de dimineață, ne-am gândit să... Acum vorbești prost, când te... Dacă nu ți-am gândit, vorbești normal. Ce, nu vorbesc normal acum? Nu. Nu vorbesc normal. Lasă buzele să curgă normal, nu mai în... Până e ok. Stai, are din noi. Un zâmbet de plastic. Momentan. De fapt, e o mască. Dinții vin în câteva zile. Bună dimineața, Brioș. De ce ești supărată, Bri? Astăzi mă simt mai bine, chiar dacă nu se vede, dar am avut o noapte foarte urâtă. Dar ai vomitat. Da, da, mă simt mai bine față de ieri, chiar dacă am vomitat. A vomitat? Așa e, cu bebe. Mai e greu. Am fost foarte obosită, plus că mă doare în gât. Și doi mine mă doare foarte mare în gât. E viroză. Sigur, da. E viroză ceva. Hai, tăiem? Tăiem! Să vedem ce a făcut Măruța. Hai, Măruța, tu ai una. Hai! Ne-am imprimit mai pentru mine! Tam-tam. Ce bine arată! Chiar arată bine, bravo, Mara! Zici că e făcut în cofetărie. Da! Îmi iau pasta mare. Sau o vrei tu, tata? Dă-o la mine. Da! Wow, ce bine arată! Hai, să avem poftă. Poftă bună! Așa? Hai! Hai! Astăzi ne gândim să avem o zi așa dedicată vouă. În sensul în care vreau să pornim un sketch. Scrieți-ne în comentarii în ce direcție vin sărbătorile. E bună? E bun, dar până. Nu vrei să spui nimic? Nu, nu. Rămâne secret. Secret. Ieri a fost Vinerea Neagră, iar astăzi deja de dimineață, este ora 10, a ajuns primul colet. Doar că, din păcate, nu pot să-l arăt, pentru că este un cadou pentru Măruța. Mara, dacă vezi vlogul, ghici ce e aici. La spălatria, pentru că tot vin sărbătorile. Ta-dam! Dacă tot am cumpărat-o, de ce să nu o folosim? Ar trebui călcat un pic. Ai, merge. Se îndreaptă, nu? Da. Plus că noi nu prea stăm în terasă, adică ne-am dorit să stăm mai mult în terasă, că odată ce stăm în terasă, asta însemna... Să ne relaxăm. Să ne relaxăm, da. Dar am făcut curățenie aici, fetele m-au ajutat, așa că o să le îndemn și pe ele să meargă cu mine afară la... Cum să zice, mami, curățenie de toamnă? Da, cred că da. Mă lasă de bere. Ce-ți face? Uite așa, într-una. Am și filmat un pic. Telefonul meu, mai că nu vocaliza. Iepurilă, dar tu ce faci aici? S-a ascuns. Nu lăsăm plasticul lângă iepurilă. Corect, hai că le duc la gunoi. Ambalaje, nu mai e nevoie de ele. Ok. Aruncăm tot și facem curățenie și în curte. Da? Portati. Bri! Hai, Bri! Hai, Bri! Hai, 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 tare! Tumba, hai! Hai, hai. Drept! Bravo, fetelor! Și știe să scrie Teo și Bri. Ia să vedem! Bri, ai ce vrei a scris? Ia, bărâi, da? Cum te-am învățat? Da. Hai! Așa okay. Frumos, da? Cum te-am învățat? Așa... Drept, de acolo, de acolo, din colț. Așa... Așa? Și punct cu linie cu punct. La șpăt. Așa. Bravo! Bravo! Hai, Teo! Tu. Teo, tu... E cu liniile spre mine. E. E. Așa. Și ce? O. Bravo! Și mama. Și mama scrie. Ha. M-am învățat eu, mama. Dar nu așa caramec. Da. Dar nu știam. Mă ce-ați puțin. Mi-a pus doar caramec. Parcă e de mână.
mamă! Super! Acum mara! Și hopa! Haide! Și! Bravo! Așa! Cine vine cu mine afară? Eu. Hai. Mara, hai te rog. Tati, dar e frig afară. Ia să vedem noi cum e afară. E foarte cald. E frumos. Afară e cald și frumos. Haideți. Calduț. Calduț, dar luați-vă o geacă pe voi. Pe cine avem acolo? E Negruț. Hai, dragule, hai. Negruț, să-mi fii de ajutor, hai. Hai, Negruț. Cam asta se întâmplă când ai pini în curte. Tăm-tăm. Acum vine munca cea mai grea. Eu nu-mi bag mâinile pe acolo. Ar trebui să culegi, domnule, cei. Ce părere ai? Ce părere aveți? Trebuia să-l mai lași să crească, e prea mic. Eu îl pun la plin, e plin de țepi. Voi vedeți țepi? Se cam văd, Mara, țepi, țepi. Dar n-am nimic. Aceștia sunt castraveții noștri. Dacă ne-ați urmărit vlogul din primăvară, ați văzut când am mers în piață și am cumpărat răsadul. Ei, priviți răsadul. Dovlecei. Nu au fost castraveți, au fost dovlecei. De ce nu-i mai lași, că mai aveau flori? Iar aceștia sunt ardei. Poftim, ultimul. Ioi. Asta e plasa care ne-a ajutat. Ia să vă arăt. Asta e rezultatul melcilor, da. Oare nu e cazul să scoatem ăsta? Eu zic că să scoți tot. Da. Eu cred că e momentul potrivit pentru așa ceva. Ce credeți că e aici? Adică aici. Nici tu nu știi, mărăța. Ne facem loc pentru că wow. Poate curădăcina. Bă, da. Ardei negri? Mara, glumești, nu? Ce este asta? Nu știu. Nu? Îți dau să miroși. Un suioc? Nu. Oregano. Cimbru. Mara, glumești? Nu știu. Nu. Ia să încercăm. O scoatem pe asta mare. Oh. Nu cred. Selina? Da. O scot eu. Hai să te vedem. În 3, 2, 1. Mara are forță. Sau nu? Hai. Hai, hai, hai. Și, și. Aproape. Wow. Da, Celina. Cum e? Crea. Și mare. Am lăsat-o să crească în grămadă. Din grădina noastră. Ia, priviți. Dar să vezi când o să începem partea cealaltă. Unde sunt căpșunile. Căpșunile nu le scoatem. Căpșunile nu se scoate. Pământul îl dăm înapoi. Așa. Ia așa. Și? Gata. O spălăm mai bine. Te duci să speli cu jet de apă? Da, da, sunt albă. Hai, atunci o spăl eu. Te-ntâm, las că te speli. Voi ajutați părinții la activitățile de toamnă? Sau voi, părinții, îi implicați pe cei mici la activitățile de toamnă? Și chiar cei mari. De ce nu? Sunt niște ardei negri acolo. Unde sunt ardei negri? Sunt uscați. Ce ai găsit? Bă, nu, ei erau negri, da. Aștia? Da. Wow, ce interesant sunt. Eu îi coleg așa chiar dacă să mâncați un pic de melci. Ia-i. Foarte tare. Mai, se mai făceau. Măruța prima. Acum aici. Wow. Oh, 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 oh. Wow, ce faină este. Și ăsta e rezultatul.
No. 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 Gata. Aș vrea să mergem cu ea să o punem la uscat, la zvântat. Okay. De fain e. Recoltă proprie. Oare astea frunzele se folosesc? Da, se pun la murături, la... Spuneți-ne în comentarii la ce credeți că se folosește țelina cu tot cu frunze. Eu zic că cu țelina asta să facem ciorbă. Aha. Sau supă, eu vreau supă rădăuțeană. Și chiar vreau să încerc să fac. Și nu numai țelina mai avem, și avem ceapă. Și ceapa. Hai să scoatem. Alea sunt scoase. Da, le-am scos din luna august, doar că le-am lăsat pe loc și ei le-au încolțit. Da? Da. Ia uite-ne. Uau! Nu cred. Ceapă verde din grădină. Uite-ne. Nu cred. Ha, ha, ha. Se arătă lui mami. Mergem să luăm caș. Ce zici? Mâncăm caș cu ceapă verde. Ia. Tot am colțit. Uite ce e aici. Ua. Asta n-am colțit. Ține, dai bună și. Și acolo. Uite pe asta. Ia. Wow! Asta a încolțit de-a binele. Bine miroase. Uh-huh. La vară. Și a doua țelină? Două? Da, încă una, uite. Uite. N-are atât de multă frunză, dar rădăcină e. Tot ce vrei. Mă duc și cu ea la spălat. Așa că, două țeline din propria noastră recoltă. Și gata. De aici știm ce avem de făcut. A venit bruma, deci clar, nu mai crește nimic. Urmează să vină și gelul. Oh, zucchini, zucchini! Poftim. Mai sunt? Nu mai sunt aici. Dăm deoparte. Nu mai e nici aici. Pe asta avem ceva? Nu. Nimic. Pe acesta... Ar trebui, nu? Ar trebui, nu? Este? E unul mic înflorit. A, da. Păcat. Ziceam că mai trebuia lăsat. Poftim. Cu o floare. Miroase? Miroase. A ce? A ceva. Frumos? A arde. Ce miroase și tu? Nu miroase dulce. Miroase fain. Câte recolt avem aici țelină. Zucchini, ardei gras, ardei mai micuți, multă ceapă verde. Ce sunt alea? Buruiană, Mara, buruiană. Ia, acum să vă arăt ceva. Noi aici am pus căpșunele, da? Da. Sunt deja înflorite, de fapt sunt de mult înflorite pentru că e un soi care produce tot timpul anului. Dar priviți melcii ce ne fac. Aveți o soluție? Ce putem să facem să scăpăm de melci? Multe căpșunele s-au pierdut din cauza lor. Ia priviți, crudă și o mănâncă. Crudă. Uitați ce mare era aia și-a mâncat-o și aia, și aia. Toate. Ia, uitați aici. Priviți aici. Cât de mare ar fi fost căpșunica asta. Crudă a mâncat-o. Neapărat trebuie să găsim o soluție să scăpăm de melci. Dar de acum la anul, pentru că anul ăsta e compromis. Cred că trebuiau stropite. Cred că există o soluție să scăpăm. Să nu ne dăuneze nouă, adică nu... Da. Nu vrem să folosim să substanțe chimice, exact. Găsim noi. Dar... Ce avem noi aici? De ce le rup crude? Le punem la murat. Punem roșiile din grădină pentru murat. Ești de acord? Da. Hai. Și le și scoatem pe toate. Ia să vedem ce e aici. Wow. Trebuie scoase, nu? Da. Hai, începem? Gata, ajutor de bază aici. Să aducem un farfec de vie. Nu că se rupe, Mara. O găletușă să punem roșioarele și să trecem la treabă. Aici avem farfecuții. Eu vreau până acum flori. Poftim. Și acum să vă spun un secret. Să nu credeți că Măruța a vrut din prima să iasă cu mine la lucru. E frig. Dar i-am stârnit așa interesul, să spunem, când a văzut că există lucruri care o fac să se distreze cumva. A, da. Aia acolo un fir de păr care mai nervează. Unde? Cred că l-ai smuls. Hai. Așa că concluzia este și-a găsit Mara rolul. Nu.
Asta nu. De pe asta. E uscat. E cam târziu, Măruța. Știți că și florile o să trebuiască să le dăm jos. În scurt timp. Nu, lasă-le aici. Eu le las, dar o să vină înghețul. Stai. Și când vine înghețul, automat le dăm jos. Prima roșie. E bine că asta nu țeapă. Și așa începe distracția. Wow! Stai, tati, nu arunca, că am văzut o roșie coaptă. Restul oricum le punem la mâncat. Și noi mâncată de rimeni. A scăpat. Dar avem și roșioarele de murături. O pui tot acolo. Două lipite. Așa. Poftim. Recoltă. Și asta merg cu sărea murat. Smug? Da. Hai. Hai, Mara, hai. Hai, Mara, hai. Wow. Oh, oh, oh. Au căzut multe roșii. Le putem pune la murat? Da. Așa? Cerchine? Poftim, mami! Wow, ce frumos! Și uite câte mai sunt aici. Dar, din păcate, sunt gata. Sunt mâncate de melci, în primul. Ardei iute, poți să-i scoți? Da. Ardei iute sunt bun. Uite, ardei iute. Wow, cât sunt aici, apoi am văzut. Că-i putea fi mâinași. N-ai ce să mai faci cu ei. A, da, se usucă. Nu, ăștia mici mă gândeam, da? Da. Deja bruma și-a făcut treaba. Ia, uite cine vine. Cât e de gras. Măi, grasule. Dacă nu era băiat, credeam că e gestant. Vine iarna și el acumulează. Da, își pune la adăpost burtica. Ce faci, măi, burtica? O să-mi strat de grăsime, o blană mai groasă. Și mechea. Wow, uite și acolo bune. Și frumoase. Astea-s mai frumoase ca celelalte. Din păcate, știți cum e vorba aia. Când ai, nu mănânci, nu-ți trebuie. Când nu ai... Ai vrea? Ai vrea, exact. Asta s-a întâmplat cu noi. Noi am avut în grădină, nu le-am mâncat, ele săracele s-au uscat, au fost mâncate. Stai. Tati, noi de asta nu le-am luat și nu le-am mâncat, pentru că în momentul în care se pârguiau un pic, melcile atacă. Uite acolo, roșie care nu e coaptă și e mâncată de melci. Așa nu-i coaptă. Gata? Dar Măruța ne ajută la curățenie. Și astfel am fost eu de folos. Iar activitatea, cum ți s-a părut? Bună. Bună, ați văzut? Și până la urmă i-am găsit partea plăcută din tot ceea ce am făcut până acum. Chiar dacă la început nu prea... Prea multă muncă. Fără muncă în viață nu faci nimic. Știți cum e vorba aia? În orice ce faci și ajungi la performanță, 99% e muncă și 1% talent. Și 1% talent. Bravo, Mara. Așa că vă îndemn și pe voi să vă urmați visul. Și să fiți harnici. Și a venit și momentul în care să scăpăm de treaba asta, deci. Cine știe ce e? Să o desfac, să nu desfac, să o duc cu totul undeva în spatele casei. Wow, e prea grea. S-o pun în roabă. Cred că așa vă fac. Aici avem mranița care ne-a rămas după ce am folosit-o la gazon. Oh my god. Spart aici. Ce faci, tati, acolo? Am făcut altă trăznai. S-a spart sacul ăsta și a pus toată mranița în jos. Îl lăsăm jos și luăm roaba. A intrat apă. Hai să vedem. O întoarcem. Să vreau să o duc întreagă. Ce zici, o să mai folosim cutia? Cu 100 de butoane? Venim cu roaba aici. Și ghiși ce fac acum? Nu. N-ai cum. Ba da.
Vii să-mi ții de roabă? Tăm-tăm! Hai că am reușit! Acum vreau să mă bag în ea, să fac! Vrei să te bagi acolo? Da! Pe sus, te urc eu! Hai! Opa! Opa! Haide! Haide! Opa! N-am Dar trebuie să fim atenți! N-a fost o alegere bună! Înapoi! Punem înapoi! Să o chemăm pe Mara și pe Bri să ne ajute. Acum o pui pe Bri să cadă. Vrei și pe Bri să o punem? Hai. Țin bine. Așa, și, și. Și, și. Acum vrem să o să repede. Hai, hai, hai. Așa că Teuța nu a pățit nimic. E bine. Uf, trebuie să fim mai atenți. Chiar dacă copilul își dorește un lucru, trebuie să punem în balanță pericolul și plăcerea. Dacă pericolul este mai mare decât bucuria copilului, preferăm să fie în siguranță. Tam tam. Tec tec. Nu, 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 cu șosetele albe. Fugi în casă, ia și spune ceva pe tine. Lasă să te ciorap. Ciorap, mai rău. Hai, du-te. Ai vrisit-o. Dar de data asta o țin. Să nu pățesc ca la Teuța. Ce vrei? Mai știu, vrei? Hai. Hai că țin bine. Pune acolo. Așa. Gata. Opa. În casă. Foarte frumos azi afară. Ai venit să mă ajuți? Super, Teo. Plecăm. 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 Tom, 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 tom. O ducem la depozitare. Hop, 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 hop. Mai încercăm o dată. Una, doi, trei, și încă o dată. Și, 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 o ducem la locul ei. Să ne mai jucăm câte un pic, câte un pic. E pus la la! Câte robă, câte robă! Hai! Și... Gata! Pe poziție! Mă duc în casă că e frig! Tam-tam. Nu mergem în parc? Ba da? Vreți în parc? Hai! Hai, Mara! Mergem cu trotine! Cu rolele! Cu rolele! E mare lucru când negru stă acasă mai mult de jumătate de zi. Dar se alinte acum. Așa cum le-am promis fetelor, mergem în parc. Tam-tam. Deci te bași pe Mara la loc. Mara nu vrea? Nu vine. Asta e. Bun, facem mâncare. Bun. Le avem aici, mergem în parc, doar cu cele mici. Mama, mi se iubesc. Fetele deja sunt la distracție. Iar eu sunt curios dacă trotinetele mai au baterie. Nu le-am mai încărcat de astăvară. E bine. Și a doua. E bine și la a doua. Avem un parc nou aici în Măgura, foarte fain. De fapt, cred că e în Crihan aici. Nu știm exact. Cum e Teuța? Pentru că e foarte aproape de noi. Da. Poți să ajungi și pe jos. Faci vreo 10 minute? Nu, faci 5. Hai, Debri! Noi fix acum am ajuns. Cine dă mult? Și vrem un like. Cine dați un like dacă vă place ce facem? Tam tam. Momentan fetele se distrează. Îmi pare rău că Mara n-a vrut să meargă cu noi. De fapt, consider că Mara ușor, ușor e prea mare. Ea crește și nu își mai dorește să se joace. În schimb, noi trebuie să-i antrenăm pe ceilalți mici. Noi trebuie să le fim alături oricum. Și la joacă și la activitățile copiilor mai mari. Teo, hai! Teo, hai de aici! Ca toate să fie perfecte. Deci, e udă toată, nu că s-a udat. A ajuns în apa aia. Oh my god! Eu credeam că s-a ajuns. Mă tine, dacă mă duci cu el.
Ce credeți? S-au dat mulți capișe, s-au dat? Da, și acum toboganul e uscat. Noi am schimbat-o pe Bri, ați văzut-o? Cum se poate da în liniște? Nu, n-a văzut-o nimeni, mami. N-a văzut-o nimeni? Nu. A, n-ai tras cadre când ai schimbat-o? Nu, nu. Uite, Bri a schimbat-o. Am fost și am dus-o acasă, n-aveam cum să stăm că ea audă par. Chiar acum toboganul e uscat. Distracția continuă. Are mâini. Mă arată ce țip. Și le pune pe spate, mare. Teo e aici. E toată lumea fericită în parc. Iar acum pe seară, ca lucrurile să fie perfecte, priviți-ne. Ghiciți cine ne-am îmbrăcat așa. Cine? Teo. Teo s-a dus să-mi aducă un tricou, pentru că eu am fost în parc cu pijama. La de ceacă, eu mă îmbrac în Angel, iar vii în Stitch. Că avem mai Angel. Și eu. Hai. Ce să ce-am eu pe dedesubt. Ce-i tot? Dar am un curiaș foarte comodă. Ok, da. Cât fetele se îmbracă, se pregătesc, m-am gândit să fac și eu curat în mașina asta. Noi am venit din vacanță și nici acum n-am avut timp să facem o curățenie generală. Dar ușor, ușor, reușim noi. Au vrut în oraș fetele să mâncăm, dar să vedem dacă unde sunt deschis unde a vrut. Marea în principal. Deschis. Ești deschis. Hai, gașcă. Gașcă. Și... wow! Piuța? Doar cu bolurile goale? Și acolo ce avem? Supe! Poftă bună! E bună, Bi? Bravo! Poftă mare! Oh, ia privește cu ce vine măruța! Asta cu e? Și ești tot pentru tine, tati. Uite. Mamia! Și? Ale voastre. Poftă bună. Ia, stai să le desfac. Hai. Hop. Acum trebuia doar unul. Numai unul, așa e? Așa? O nouă metodă la Bri. Cu un singur băț. Și? Oh? Aoleu, să nu te neci. Briana a dormit. Și ieșim. Tata are căldun. S-a trezit Briuța. Mara l-a salvat pe tati. Titlul vlogului. Tati se dădea acum în spate să ne filmeze și venea o mașină și Mara l-a tras repede. Ați văzut și voi asta, nu? Da. Nu mașina, ci doar cum îl trage Mara. Haide. Fuga la mol. Puțin de data asta. Mai mult decât ieri. Ce fac fetele? Să-mi iau așa sau așa, eu zic așa. Așa, ce cauți aici? Zic-o. Dar domnule, v-am și așa și n-au decât S. Am găsit așa și au fix mărimea mea și mărimea lui mama. Singur L și răsus în sus. Eu nu vreau. Asta le iei? Da. Pe cine avem aici? Tati, noi, e dacă mai stă lui mami? Păi că mi-ai pus-o greșit. Trebuie să-mi găsesc niște colanți sau dresuri potrivite pentru gravide. Ok. Și cu plovărul. Va fi super. Ce are Briana pe ea? Asta mi-a tras mie prima atenție. Pentru că dacă ții așa, e un mov închis, dacă ții așa, e un mov deschis. Nu știu cum. Și am mai găsit măruța. Au de copii. Au balerine foarte frumoase, depus în pom. Da? Sunt foarte scumpe. 70 de lei. Am ajuns la haine pentru copii. Ce mă uimește pe mine? Asta nu e colorată la copii. Vezi foarte gri, negru, alb, bej, crem. Pe aici. Da. Noua ținută. Bravo, Bri. Îți vine bine. Și o altă ținută. Tum-tum. Rochile astea sunt foarte frumoase. Care? Astea? Mm-hmm. Scripicioase așa. Din păcate nu am găsit ghete ca Briana, că de ieri am luat chiar un pic. Dar ce ai la spate? Nimic, ții frumos. Aaaa! 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 Bravo! Mami, dă tu și aici. Nu! Cred că o să ajutor pe mici și... Nu e bine! Tum-tum! Tum-tum!
Nu știu, ne mai gândim. Am mai ajuns încă o dată în magazinul... În magazinul ăsta. Și mai luăm... Ce luăm? Perne. Perne. Perne la cilindru. Două, trei... Acoperă-mă. Acoperă-mă. Patru, cinci... Hai, Teo! Pe unde merg? Toate cu reducere! Hai! Doamne, ai o treabă cu portocaliul tati. Da. Și cu muștarul ăla. Toate plovurile tale sunt portocalii și muștar. Încerc XL-ul? Încearcă-l. Hai, mami, gata! S-a închis. Dacă vreau acum. Mergem acasă. Mergem, ia. Uite, să-i ce lei un glob. Tare. Hai, că uite, aproape se închide. Hai, da, acasă. Haideți! Toc! Ia uitați-vă la mine, gentleman! Limbo! Limbo! Eu nu fac limbo! Și de la mult, dacă n-am găsit deschis la Mec, am venit la Mecul Mec. Mecul din oraș. I-am luat lui Brian, a zis că am încercat Mec Toast, a zis că vrea. Eu doar o înghețată la 2 lei. Mami la fel. Măruța? Mai scumpă. Mai scumpă și restul în care ia fetelor. Fetelor, poftă mare! Mulțumim! Am ajuns acasă și înainte să încheiem vlogul de astăzi, vrem să vă arătăm ceva. Nu e reclamă, nu e nimic, doar vrem să vă împărtășim. Din experiența noastră. Exact. Tati dormea pe ei, arată-i, a descoperit pernele de camping. Care sunt super faine. Acestea au fost luate de la Decathlon. Vedeți că rămân palmele. Și sunt pline de aer, de bule cu aer, de găuri. La fel ca... Acestea sunt de la English Home. Cum am spus, nu e reclamă, dar trebuie să vedeți de unde le-am luat, ca să știți și voi dacă vă place ceva de la noi, să știți de unde se cumpără. Și mai sunt doar mâine în reducere, adică astăzi când vedeți voi vlogul. Da. Wow. Hey. Acum nu e umflată. Stați să vedeți. Umflă, stați să scoatem un pic husa, ca să vedeți perna. Încă o husă. Au multe huse. E fain că asta se scoate și se pune la spălat. Asta nu. Deci nu o să o vedem niciodată așa cu bulele pe afară. N-are? Nu se scoate asta. Putem doar. Dar se văd bulele. Uite. Și ușor, ușor... Se umplă. Pentru că a stat acolo strânsă o grămadă. Abia am găsit pentru că în spate la ei e ceva acolo. Tot primesc marfă și acum... Asta am dorit să vă spunem. Să vă arătăm pernele noastre. Oh, are și niște găuri mari. Uite, asta e foarte mare, nu știu, o fi cu defect. Și aici e defect. Se poate, da. Trebuie să le verificăm. Cred că asta e modelul. Nu. Să ducem înapoi. Uitați ce am adus. Defecte și să luăm aici, mai deschidem și dacă sunt așa, știam că au defect. Le ducem înapoi. Așa. Bun, mai deschidem una. Ele sunt foarte bune pentru managementul căldurii și umidității, în sensul că dacă transpiri, dacă te încălzești pe ea, aerul ajută să da, se ventileze. Simți asta? Da, uite, se simte. E groasă deasupra. Să vedem dacă și asta e la fel. Dacă toate sunt la fel, înseamnă că așa e modelul. Dacă nu, înseamnă că au defecte. Dar cum uite astea două, uite cum sunt. Una lângă alta, da. Hai că vedem imediat și vă arătăm. Da, nu, astea sunt multe, uite. Și pe partea asta nu are. Da. Înseamnă că pe partea asta dă pe ele. Nu are cum să fie așa. A doua pernă. Are și ea găuri multe și mici. Cum de nu simți firma, nu simți astea? Nu trebuie să simți nici astea. Așa astea că? N-ai cum să-ți simți. Așa că rămân dacă toate au găuri. Merge și le înlocuim cu ce? Cu altele cu găuri? Da. Uite, mama. Asta e prețul? Da, ei spun că a fost 600 de lei, dar nu cred. Asta e prețul la care am obținut o reducere de 20% pentru 11-a, care ține până pe 13-11, azi 13. Iar voi uitați la azi 12. Mama, uite, simți găurile astea. Uite, și asta are găuri. Da. Așa e materialul. Uite, vezi câte bulinuțe are. Da, așa. Și aici. Și uitați. Și globuleț. Wow, Bri, te-ai înnoit. Ia, super. Cum așa? Noi vă mulțumim că ne-ați vizionat. Ce vlog cu hainele? Asta-i vlogul cu hainele. N-a văzut nimeni ce și-au luat ele de la Waikiki, da. De asta vor să arate hainele. Las, că nu-i nevoie. Bine, le veți vedea în vlogurile următoare pentru că se vor îmbrăca cu ele. Ăștia sunt blugi foarte faine care mi-am luat de la Waikiki. Wow! Și mi-am luat un vlog oricum. E foarte... Ele singure au fost la Waikiki, noi am fost la... Uitați ce ne-a dat o fală.
ce vreau să pun? Brățărele. Nu cred. De la părinte. Și uitați. Și uitați ce rochie. Da, am impresia că sunt făcute. Fetița părintele, mi-a dat? Da. Ne-am zis că mulțumim. Mulțumim. Până data viitoare, aveți și alte vloguri. Vă mai așteptăm. Iar eu voiam să îmbrac pernele. Hai. Fețe de pernă. Fețe. Așa că spor la treabă, mami. Mulțumesc. Fețele, mă, fețe noi. Ate, albe și frumoase așa. 19 lei și sunt două. Și am obținut la fel. 20% reducere. A, și încă 5% reducere de abonare. Te abonezi la un newsletter, ceva de genul ăsta.